Momentan, situația pandemică în școlile preelene nu este gravă, dar zilnic cazurile privind infectările cu virusul SARS-CoV-2 sunt în creștere. De aceea am avut discuții atât cu președintele Consiliului Județean, cât și cu doamna subprefect Simona Drăghicescu, precum și cu domnul primar, urmând ca în acest domn Marian Dragomir, urmând ca astăzi, mâine, să ne întâlnim în cadrul CJSU și să luăm toate măsurile necesare pentru perioada următoare. Asta înseamnă că veți propune din nou închiderea școlilor? Vreau să fac o analiză pentru că și acum câteva minute am primit informații privind situații de infectări din școli. După ce voi face această analiză comparativ, să zicem, cu săptămânile trecute, voi propune o hotărâre pe care cred că ar fi bine să o luăm la nivelul județului Brăila. Cam despre câte școli este vorba acum? Momentan nu pot să vă spun de ce, pentru că dinamica, repet, este în creștere și nu am în această clipă exact numărul de școli ca să pot spune cu certitudine despre ce este vorba. Dar la ultima raportare pe care ați avut-o? La ultima raportare, din ce îmi amintesc, erau 10 școli, dar dinamica este în creștere. Situația este acum mai gravă numeric decât ce a fost acum deci, o săptămână sau două? Evoluția este negativă. Păi și dacă acum două săptămâni ați propus închiderea școlilor când situația era mai bună și ați propus-o clar, acum ce trebuie să mai analizați? Nu am spus că nu voi propune acest lucru, dar vreau să văd exact care este situația, dacă este cazul să facem închideri punctuale sau dacă este cazul să închidem toate școlile. Am făcut închideri punctuale și, precum știți, la Însurăței, de exemplu, și la Ianca, la Oncescu, am făcut acest lucru. Nu am făcut. Școli, Consiliul de Administrație a făcut acest lucru.